Petrol este ar fi pe cale să obțină un rezultat enorm. Huja! La golul ăsta nu mai e de spus, ce revenire pentru Marian Huja în Liga 1. Ce moment! Izbucnește în plâns, toată lumea îl felicită, este un moment emoționant. Știu că pentru Craiova este o dramă, dar pentru Huja este un miracol. După o accidentare care l-a ținut departe de teren aproape un an, Huja revine în Liga 1 cu gol. Reușită superbă, nicio șansă, absolut niciuna pentru Laurențiu Popescu. Universitatea Craiova neatentă, o dată în plus, fază fixă care oferă echipei ploieștene oportunitatea să se distanțeze. Huja vine perfect detentă și... Huja este la Petrolul din 2020, dar este primul gol marcat în Superliga. Exact. Înscrisese ultima oară în Liga a doua, în aprilie 2022, împotriva celor de la Unirea Slobozia. Ce frumos! Ce lovitură de cap! Și ce apărare! Apărare zonă cu Screciu și Bayram, care stau pe loc și se uită cum se înalță maestos Huja și o trimite în poartă. Raul da Silva plecase pe contră, deși balonul era incredibil în propriul care. Știi, te gândești, care este cel mai slab meci la Craiova sezonul ăsta? Inițial am crezut că este cel cu Farul. După aceea am crezut că este cel cu FCSB. Sau voluntar etapa din aici. Nu, ăla a fost 0-0, măcar să știi că te-a...